Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 82, denumit Calculatoare încete. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hei, hei! Salutare! Salut, salut! Subiectele despre care vom vorbi astăzi, printre altele, sunt malware pe iPhone, calculatoare încete și prize deștepte. Până una alta, pe orice fel de platformă asculți podcastul nostru, nu uita să dai un like, share și un review. Review-urile contează chiar foarte mult, așa că, dacă vrei să ajungă podcastul nostru foarte departe, fă două lucruri, dă un share și dă-ne niște review-uri pe platforma ta preferată, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă până la cerurile românești, că cele internaționale probabil că nu. Oricum ne ascultă oamenii și din Norvegia, așa că o să fim foarte mulțumitori pentru share și review. Și uite că am avut o săptămână concediu, că eu am chiulit puțin tel din lumea asta podcastului, dar nu-i nimic, avem subiecte foarte interesante de discutat acum și rămâne să te întreb, Vlad, ce ai făcut în ultimele două săptămâni, din punct de vedere tehnologic, nu așa? Da, uite, vezi, au trecut două săptămâni, într-adevăr, n-am făcut foarte multe chestii din punct de vedere tehnologic, în afară de muncă, care cumva e și aia tehnologic și o fac aproape zilnic. Dar da, pentru că mi-am schimbat locul de muncă, m-am chinuit din punct de vedere tehnologic foarte mult cu drepturi și roluri, chestii oarecum standard în domeniul ăsta. Ca să poți deschide orice folder, să poți accesa un mic PDF, ai nevoie de o grămadă de informație și cu asta mi-am ocupat timpul în mare parte. Și așa, ca o chestie personală sau pentru acasă, din punct de vedere tehnologic, m-am hotărât eu într-o bună zi, având în vedere situația globală, mondială și anume, sau în principal, faptul că urmează o scumpire majoră a energiei de toate felurile, m-am gândit să iau niște prize din astea care poate să măsoare consumul de curent, știi? Mm-hmm. Și m-am gândit eu așa, dacă să-mi iau din alea clasice sau să-mi iau unele smart care să-mi afișeze pe telefon, și m-am hotărât până la urmă să-mi iau niște prize smart, marca Meros, o chinezărie, în fine, cu foarte multe review-uri pe Amazon și tu ții cu dușmanul, e chinezărie. Crede-mă că dacă aș găsi să cumpăr altceva, aș cumpăra, dar din păcate produsele de genul ăsta sunt în mare parte chinezării. Sau nu știu, poate oferă Philips ceva de genul, dar sunt convins că ar costa de 5 ori mai mult și nu sunt nici nebun să dau atâția bani pe ele. În principiu m-a interesat să văd un pic cam cât consumă de fapt lucrurile prin casă și să mă gândesc dacă cumva aș putea să fac economie, știi, la anumite lucruri sau dacă merită să mă chinui să fac economie. De exemplu, să mă asigur că, nu știu, nu las niciodată laptopul pornit, laptopul de muncă, fiindcă acum lucrez mai de acasă, să nu las pornit seara când termin munca. E consumul atât de mare, are rost, n-are rost, în fine. Apropo de consum, stai că te întrerup așa, eu am uitat că ești în Germania și că acolo e posibil să taie gazul și petrolul curând și s-ar putea să fie probleme cu furnizarea de energie, nu? Unul la mână e și asta o posibilitate. Ce pot eu să zic e în felul următor. O să plictisez lumea, dar asta e. Cine vrea ne ascultă, cine nu. Aici eu nu am gaz în apartament, știi? Încălzirea e centrală și în rest toate electrocasnicele sunt electrice, inclusiv plita de gătit și așa mai departe. Și atunci, singura chestie cu care trebuie să-mi bat eu capul e abonamentul la curent. Există o chestie în Germania pe care ar trebui să o preia practic orice stat civilizat, care se numește Check24. În fine, e o afacere privată și Check24 ăsta e un site prin care poți compara oferte de la furnizori pentru cam tot ce trece ție prin cap. De la curent și gaz, la internet, la telefon mobil și asigurări. Absolut tot ce e serviciu pe bază de abonament. Cunosc silul ăsta, este și în UK, e U-Switch, așa se numește. No. Și prin Check24 ăsta am un cont făcut și cam o dată pe an mă apuc și mă uit la oferte, la toate chestiile relevante. Pentru mine relevante sunt asigurare la mașină, asigurare de răspundere civilă, mai am și o asigurare din asta juridică, că aici nu știi niciodată. Și înainte aveam telefonul mobil, dar acum spre prepay nu mai contează, mi-a rămas curentul electric. În momentul de față plătesc 31 de cenți pe kilowattoră la curent. Abonamentul ăsta e valabil până prin octombrie anul ăsta, după care se schimbă.
cea mai ieftină ofertă la momentul actual din octombrie 2022 e 45 de cenți kilowattoră. Deci o scumpire de 50% față de cât plătesc eu acum. Înțelegi? O să crească extrem de mult kilowattoră și atunci, bă, normal, nu vreau să irosesc bani. Nu e vorba că nu-mi permit neapărat, dar nu e ok să irosești lucruri dacă poți să economisești cumva. Și de aia mi-am luat astea două prize, numai două mi-am luat. Și de vreo săptămână le tot mut prin casă să văd cam cât consumă lucrurile. Nu e super precisă, dar e mult mai ok decât deloc. Păi important e să știi trendul, nu neapărat numărul așa. Am citit niște review-uri și se pare că ar arăta mai mult decât unul din ăla DAM, decât un aparat de la Classic de măsurat. De asta și probabil pentru că însăși priza consumă puțin, știi? Pentru că are un modul Wi-Fi, în fine. Și uite, dacă vrei te plictisesc cu cifrele, am PC-ul meu, am mai povestit despre el, că am un PC server pe care îl folosesc în principiu pentru fișiere media. Dacă l-aș lăsa pe ăla să meargă non-stop timp de o lună, ar consuma curent de aproape 4 euro pe lună, în momentul de față. După ce se scumpește cu 50%, na, probabil vor fi vreo 6. Ai zice că nu te dă afară din casă, dar știi cum e. Totuși sunt niște bani. Faptul că eu muncesc acum de acasă și am un monitor plus laptopul plus ce mai am pe aici pornit 8 ore pe zi minim, m-ar costa pe lună vreo 3 euro. Deci home office-ul e mai rentabil, fiindcă laptopul ăsta e mai eficient energetic decât PC-ul ăla, știi? Și în fine, mai am de măsurat vreo 2-3 chestii pe aici. Am mai măsurat cât mă costă o încărcare la scooterul meu electric, cu care merg circa 80 de kilometri. Și de la 10% încărcarea m-a costat 80 de cenți. Deci ar veni undeva la un cent pe kilometru, adică 100 de kilometri cu un euro. Dacă ar fi să merg 100 de kilometri cu mașina, la un consum mediu de 6-7% în oraș, depinde de situație, fă și tu, 6 ori 2 euro, cât e acum litru, 12 euro. 1 euro versus 12 euro, înțelegi? Sunt chestii care mă interesează pentru că chiar vin vremuri grele, din păcate, și trebuie să ne gândim cum facem economie și, Doamne ferește, am putea să ajungem și în situația în care să fim cumva forțați să nu mai folosim anumiți consumatori sau, nu știu, să se taie curentul în anumite părți ale zilei. Doamne ferește, sper să nu se ajungă chiar acolo. Dar trebuie să luăm chestiile astea în considerare și mai în glumă, mai în serios, să vedem de unde putem economisi. Până la urmă, asta e și o măsură de a ajuta cauza vestică în războiul ăsta, da? Să risipim cât mai puțină energie, ca cumva să fie mai puțină nevoie de gaz rusesc, de exemplu. Știi? Păi, uite, ceva de genul fac și eu. Nu calculez, de exemplu, cât consumă calculatorul meu de gaming, dar seara, după ce am urmărit știri și am văzut ce mi-am terminat treaba pe el, închid calculatorul. Game over. L-am închis. Și atâta. Nu are nevoie să meargă în continuu sau un standby sau ceva. Ăla niciodată nu l-a spornit. Dar încă n-am apucat să-l măsor că nu i-a mai dat drumul de vreo 3 săptămâni deloc. Dar da, a fost pentru curiozitatea mea personală. Nu zic că toată lumea trebuie să facă asta, dar cumva sunt de părere că în ziua de azi trebuie să fim mult mai aware, da? Mai... Conștienți de lucrurile astea, pentru că o să ne ardă la buzunar și îmi pare rău, dar cred că deja multă lume din România a început să simtă chestia asta, pentru că s-a făcut toată mizeria aia cu contractele, cu piața liberă, etc. Unii au crescut prețurile, unul la mână nejustificat, dar extrem de mult, și știu destui oameni care sunt într-o situație neplăcută acum, știi, care s-au trezit peste noapte cu facturi duble, triple, bla bla. Am trecut și eu prin asta, că aici avem căldura printr-un contact de la liber, chiar aici, în bloc, în Londra, ok? Curentul electric e pe un contract normal, plătesc cu un 50 de lire pe lună, ce mai e pe acolo, dar ăștia la căldură au mărit prețul cam de aproape 3 ori pentru încălzire, ce avem noi, încălzirea asta în pardoseală, de 3 ori au mărit prețul, îți dai seama, deci față de suma originală. Și ne-a cam speriat puțin, așa, știi? Și, într-adevăr, eu înțeleg, dacă vrea să taie omul de undeva, să vadă de unde taie. Dar vreau să te întreb, ai verificat, de exemplu, ce consumă mult? Păi, e frigiderul, mașina de spălat, vase și haine, că sunt vase sau haine, că sunt două, și mai e ăsta, cuptorul pe inducție, nu? Electric, ce-l aveți pe acolo. Ai măsurat cât consumă alea?
La alea n-am măsurat și nici nu cred că o să pot, pentru că nu știu unde-s băgate în priză. Am un corp din ăla de bucătărie încastrat și toate electrocasnicele sunt built-in și nu știu unde se bagă în priză. Cred că una din plite cel puțin, sau cuptorul, sunt aproape sigur că e pe curent trifazat, că e la 380 de volți. Restul trebuie să văd unde se bagă în priză. Ce am? Aici n-am, am un frigider fără congelator și congelatorul mi-am cumpărat unul separat, că nu puteam să stau chiar fără. Și la ăla urmează să măsor zilele astea. Cuptorul folosim destul de rar și mi-am mai luat și un air fryer recent, care e tot așa un fel de cuptor de ăsta micuț, care are o rezistență ce se încălzește, și un ventilator care, în fine, air fryer, look it up. Și la ăla pot măsura. Că cu ăla am gătit cel mai mult în ultima perioadă. Noi suntem două persoane, gătim relativ des, dar nu pot zic că prăjim foarte mult, știi? Și atunci ce prăjim folosim la ăla, care e mega suficient pentru două persoane. Și ăia sunt mari consumatori pe care trebuie să-i măsori. Frigiderul trebuie să afle unde se bagă în priză. Și mașina de spălat vase mi-ar plăcea să o măsor, deși acolo îmi estimează câți kilowatt-oră o să-mi consume. Are un afișaj, selectez programul și mi-apare câți kilowatt-oră urmează să consume, sau cred că la sfârșit cât a consumat, nu mai știu exact. Deci aș putea să iau de acolo informația. Aia clar merge zilnic, nici nu prea ai cum să eviți, pentru că după aia consum multă apă și nici nu știi ce e mai bine, știi? Asta e un, cumva o chestie pe care lumea nu are în vedere. O mașină de spălat vase consumă foarte puțină apă față de cât ai consumat când speli, sau cel puțin cum sunt eu obișnuit să spăl, că apa curge în continuu cât timp speli vasele, știi? Eu nu spăl ca americanii, care lasă toate vasele într-o farfurie plină cu apă, sau cine mai face chestia asta. Și atunci, mașina de spălat vase te ajută să economisești apă cu prețul a folosi mai multă energie electrică, știi? Cumva acum suntem într-o situație din asta ingrată, în care trebuie să le economisim pe amândouă, știi? Și nu știi ce mai bine să economisești mai întâi și apoi. Da, în fine, plictisitor, așa cum e, uite, face parte din cotidian și m-am gândit, bă, trebuie să mă gândesc la ce aș mai putea să renunț. Sau e ceva ce consumă mai mult decât îmi dau eu seama, știi? Până acum, ce pot să zic? Nu e nimic care să mă dea pe spate, dar n-am ajuns la mari consumatori. Mașină de spălat, congelator, etc. Vedem, exact. O să revin cu update. Bun, și acum că tot ai vorbit tu de experiența ta, zic că în ultimele două săptămâni să discut de ce am făcut eu, din punct de vedere tehnic, cu ghilimele de rigoare, da? Am terminat de jucat jocul ăla God of War. Știi ce ziceam noi, ce discutam, că eram relativ... Felicitări! Eram puțin dezamăgit. Până la urmă m-am sucit și până la urmă mi-am dat seama, într-adevăr, jocul este extraordinar, e fain. Critica cu grafica nu prea merge, pentru că a fost făcut pentru perioada respectivă și nu, oricum era foarte bine pe atunci și mi-a plăcut până la urmă și istoria și acțiunea pe acolo. E foarte bine, mai ales pe PlayStation și, 4, trebuie să specific. Și harta și designul și ce vrei tu pe acolo, am verificat aproape tot ce e de verificat, am făcut aproape toate misiunile ce erau de făcut, aproape toate, că unele erau atât de repetitive încât m-am plictisit și eu. Dar oricum, God of War merită, într-adevăr, jucat, este chiar interesant. Nu e ca și cum ai crede tu că gata, ai de-a face, ești un zeu al războiului, gen Kratos al grecilor, și te duci și rup locul peste tot. Nu, poți să-ți iei bătaie. În multe situații îți poți lua bătaie, mai ales când ai de alți zei pe acolo și te bați cu zeii aia nordici, cu copiii și nepoții lui Odin și așa mai departe. Cum interesant. Oricum, are și istorie foarte interesantă pe acolo și, bineînțeles, nu te plictisești. Cred că am jucat jocul ăla 30 de ore, spre 40 de ore, ceva de genul ăsta. Așa, lejer, fără să mă agit prea tare, știi? Merită. Deci pentru cine e interesat, merită God of War, când ai șansa, ia-l, joacă-l, disează-te în jocul respectiv, este chiar foarte fain. Am înțeles că o să fie a doua variantă, o nouă variantă de God of War și cred că în asta nouă variantă probabil o să se bată Kratos cu Thor, cu fiul lui Odin. Acolo o să vezi cum o să iasă toată treaba. Am înțeles că foarte ofertant universul ăsta, deci au material pentru încă multe jocuri. Da, pentru că într-un fel nu te-ai gândi că se intersectează cumva mitologia greacă cu aia nordică. În mod normal, în culturile respective nu există intersecție, pentru că pentru nordici, în mitologia nordică, ai tot felul de realms, tot felul de locuri
al țării sau ce vrei tu, alte universuri, dar nu ceva care să cuprindă, să zicem, zeii greci. Și aia la rândul lor nu au ceva care să cuprindă zeii hinduși și toate cele. Și în jocul ăsta chiar au făcut cumva ok. Ce se întâmplă când unul călătorește, se duce din lumea lui în lumea altora și cum interacționează unii cu alții pe acolo. E foarte interesant. Și am jucat, abia așa să vine cealaltă. O altă chestie legată de tehnologie, acum chiar pe bune, în săptămâna asta am fost în Londra și prin jurul Londrei în vizită, că doar de aia mi-am luat concediu, și m-am folosit de un tool care pare foarte simplu și care a intrat, să zicem, în reflexul tuturora, Google Maps. Din când în când îmi aduc aminte că avem la dispoziție un tool groaznic de util și ieftin, gratuit, pe care îl folosim aproape la fiecare pas. Și îmi dau seama cât este de important Google Maps pentru ceea ce fac eu când ajung în locul unde n-am internet. Deschid Google Maps, pun, ok, Greek food, mâncare grecească sau ceva, că fac chestii de astea. Nu, în loc să mă uit pe hartă sau să mă văd ce afaceri sunt prin zonă, scriu direct în bara de căutare Greek food și mai mi-arată restaurante și pub-uri și ce vreau eu prin zonă care au chestii grecești. Și când nu am internet, atunci îmi dau seama, zic, cât de mult depind de Google Maps, efectiv, și cât de ușor este de folosit. Și l-am folosit și cel mai mult unde. Te duci dintr-o parte în alta, am nevoie să merg din punctul A în punctul B. Și când am ajuns în punctul B, oare ce fac acolo, știi? Mă pun și caut din nou, uite, caut restaurante, caut pub-uri, caut, ce știu eu, zone de distracție, ori parcuri pe zonă, știi? Ce sunt pe acolo și... Îți dai seama, Google Maps este un tool pe care probabil că nu-l apreciem suficient de mult, înțelegi? Și o chestie interesantă. Categoric. Exact, și o chestie interesantă. Eu mai fac și poze la multe obiective, locuri, mai dau și review-uri și tot cumva prin Google Maps primesc, să zicem, un pop-up acolo care spune ok, nu vrei să lași un review la locul XYZ? Am lăsat review-uri, am urcat și poze și pozele mele pentru tot felul de locuri pe care le-am vizitat, au ajuns în total la 1.200.000 de view-uri, știi? Chiar mă anunță din când în când Google Maps. Vezi că pozele tale sunt foarte căutate. Mai urci, mai vrei să mai urci niște poze pe acolo. Acum nu am verificat prin Google Maps pe desktop să văd într-adevăr. Ok, dacă îmi recunosc eu poza din zona cutare și câte view-uri și... Dacă spune cine a făcut acea poză sau ceva, nu mai am nicio idee. Nu mai știu. Și eu mai fac, dar nu, e chiar o chestie pe care nu știu să zic nicio acum. La un moment dat, tot făcând review-uri din astea, primisem un e-mail de la Google care îmi spunea, ok, îți dăm 50 de euro reducere dacă cumperi un Pixel 3. Asta după ce deja cumpărasem un Pixel 4, știi? Acum un an și ceva în urmă. Și că ne bucurăm că tu ești la nivelul nu știu care de review-uri Google pe Londra. Foarte bine. Și, într-adevăr, Google Maps a intrat în viața mea, cel puțin, mai mult decât mă așteptam. Oriunde mă duc, repede Google Maps, deși am tool-uri alternative. Să mă uit pe metrou din Londra și sunt tot felul de alte aplicații, tot la Google Maps, mă duc repede. Am și la bookmark-uri aici, în browser, pe desktop, Google Maps, după aia e Gmail, știi? Tot acolo. Când au nevoie de ceva, repede în Google Maps. Și după aia confirm cu alte aplicații. Și ce îmi place foarte mult, că ăștia la Google Maps au live data. Deci nu știu ce fac ei, cred că au contacte cu tot felul de autorități locale, cu ce vrei tu, dar au date în timp real. Mai ales pe Londra poți obții așa ceva. Da, au și aici, de exemplu, am un rant întreg despre asta, dar nu o să-l fac acum, dar de exemplu când sunt închise străzi pentru lucrări, care aici se întâmplă foarte des. Deci ăștia nu închid câte o bandă, ăștia când lucrează la o stradă închid toată strada cap-coadă cu tot, uneori cu lunile. Am o stradă din capătul cartierului care e în situația asta și nu mai, în fine. Dar câteodată primesc informația prea târziu și te trezești că ai dat nas în nas cu o stradă blocată și nu poți să... Nu te redirecționează pe undeva pe unde e liber, știi? Am pățit și asta. Aici în Londra se pare că interesul e ceva mai mare. Și chiar discutam, chiar am un subiect aici, un Google Maps mai interactiv. Chiar mi se pare că săptămâna trecută a fost Google I.O., un fel de conferință în asta, mai mult pentru developer, știi? Care are loc în fiecare an. Și chiar acolo ziceau la un moment dat că spre finalul anului o să poți avea un Google Maps ceva mai interactiv, să vezi în 3D și cumva și cu poze mai bine integrat,
ca să vezi diverse obiective, cel puțin din Londra, New York, în orașele mari și după aia probabil de la anul pentru multe alte orașe, știi? Adică să vezi mai aproape un fel de street view, ceva mai util decât avem acum. Exact. Cred că de vreo 10 ani îmi imaginez ca jocul perfect cu mașini, un joc în care efectiv poți să conduci pe oriunde prin lume bazat pe hărțile Google Maps. Nici măcar nu m-ar interesa ce fel de misiune are jocul ăla. Mi-ar plăcea pur și simplu să am posibilitatea asta, să conduc oriunde în lume virtual bazat pe toată informația aia. Chiar arătau la un moment dat într-un demo, ziceau poți să faci zoom in, zoom out. La ei, în demo arătat de ei, nu era de fapt condus, pe cât era zburat, știi, să plutești în anumite zone, să vezi în 3D, ceva mai bine decât vezi acum. Și acum poți să vezi în Google Maps în 3D, dar se vede că n-au calitatea clădirilor și rezoluția de imagine pe care vrea să o vezi, să zicem, în principiu. Dar uite, Google Maps devine mult mai tare, mai ales că vor să integreze și integrează foarte bine, inclusiv augmented reality. La un moment dat mă plimbam cu Google Maps, bineînțeles, tot pe aici prin Londra, și nu mă putea localiza exact. Și zice, știi ce? Ridică telefonul și pentru a te localiza mai bine, permite camerei să vadă în jurul tău. Și i-am permis telefonului să vadă imagini din jur, fel de street view, vedeam prin telefon, după care nici n-a durat mult. Cred că jumătate de secundă sau așa, zice, ok, te-am localizat exact unde ești. Deci pur și simplu am ridicat telefonul și am făcut așa, ce știu, 45 de grade de jur împrejur să văd clădirile și deja știut să mă localizeze mai exact, pentru că nu mă localiza inițial. Super tare treaba asta. Google Maps, vezi seama, într-un fel devine un fel de sistem de operare de sine sătător, ca să te uiți așa. Te duci și vezi inclusiv pe etaje, când vrei să ajungi într-un anumit loc mai cunoscut. Și ce vor să facă în viitor, bineînțeles, e să-ți permite să faci un tur din ăla, să zbori prin anumite zone. Și chiar s-au laudat și au spus că vor implementa mai bine un fel de augmented reality prin Google Maps și Street View, cumva la un loc, înțelegi? Da, e foarte mișto. Eu sunt fan Google Maps, pe mine m-a scos din multe belele, m-a și băgat în câteva, dar pe total sunt foarte mulțumit de ceea ce face. Fiind așa și oarecum pasionat de condus fără țintă și de toate cele, e foarte ok să-l ai în ajutor. Și o chestie pe care o fac eu și nu știu dacă o fac toți oamenii, este să downloadez hărți offline. Și cam o dată la câteva luni de zile downloadez un update nou la harta Londrei, de exemplu, pentru că pe aici mă prim mai mult, nu? Și atunci să mă asigur că măcar dacă n-am internet, să mă localizeze cât de cât aproximativ prin GPS, să zicem, știi? Cu hartă offline. Nu știu dacă tu faci treaba asta, dar eu îi permit să downloadeze hartă offline pentru Google Maps. Da, am descărcat și eu zonele de acasă și de la muncă, de obicei. Mai ales când locuiam în München, îți dai seama, e un oraș mare, multe informații acolo. Problema mea cu chestia e că încă nu știu cum funcționează și cei drept nici n-am căutat foarte atent. Ce se întâmplă, uite, zic un exemplu cum mi-ar plăcea mie să funcționeze. Mi-ar plăcea să pot să descarc hărțile offline, pentru că eu am puține date aici, știi? Și mi-ar plăcea să nu trebuiască de fiecare dată când dau drumul la Google Maps să-mi redescarce harta. Dar mi-ar plăcea să știu că odată ce am harta aia descărcată, e acolo valabilă ea două săptămâni sau cât e, și cât timp sunt pe date, nu pe Wi-Fi, nu mai îmi descarcă harta, dar accesează informațiile în timp real despre trafic. Înțelegi ce zic? Uh-huh. Pentru că există aici două posibilități. Ori eu am descărcat harta aia, dar el accesează informația aia doar când nu sunt conectat deloc la internet, în rest de fiecare dată când mă conectez sau când pun un traseu, descarcă harta kit că eu am deja descărcată, sau îmi folosește harta aia că o vede descărcată, dar nu mi-a datele în timp real despre trafic. Înțelegi? Ce zic? Pentru că eu am nevoie de compromisul ăsta. Tu nu conduci, te interesează prea puțin ce se întâmplă în trafic. Pentru mine e foarte important, pentru că poate să facă diferența între asta jumătate de oră în trafic sau trei ore. Știi? Mm-hmm. Și atunci, înainte să pornesc la drum, e foarte important să știu cum e traficul încotro mă îndrept, mergând cu mașina personală. Și asta mi-ar plăcea să știu cum funcționează exact în momentul în care ai descărcat harta. Că eu vreau să fac economie la date, dar vreau totodată și să beneficiez de live traffic info ăla, știi? Da, nu știu, trebuie să mă mai documentez să văd exact
care e treaba. Da, aia cred că o să trebuiască să mai văd și eu, pentru că m-aș aștepta să nu mai downloadeze neapărat hartă, pe cât să downloadeze date contextuale, gen, ok, ești în zona cutare, exact. Hai să downloadezi ceva mai mult, gen, ce magazine și ce orare sunt în zona asta. Știm magazinele, pardon, dar poate vrem să știm ceva mai multe date legate de trafic local. Pentru că și acum, când m-am băgat pe Google Maps, tot ceea ce trebuie să faci, să te duci în Chrome DevTools și te bagi, mi se pare, pe Network. Și pe oriunde te plimbi, oricât de mult te plimbi, de colo-colo, la un moment dat vezi că începe să își descarce niște informații, știi, despre tot felul de locuri, știi? Și nu sunt extraordinar de multe date, stai că acum chiar mă uitam, response, dar totuși sunt ceva. E un flux continuu de informații care merge între calculatorul tău și serverele Google. Oricum, este un tool extraordinar de bun și se vede că e foarte mult utilizat. Are și chestiile astea de review-uri și îți dai seama, când mă duc la un restaurant, mă uit imediat să văd ce review-uri au fost date. Și contează extraordinar de mult treaba aia, știi? Și modul în care au integrat efectiv căile de acces și călătoriile și ce vrei tu pe acolo, dai seama, am depins de Google Maps enorm în săptămâna asta de vacanță și atunci de-aia am ținut să pomeneze chestia asta și este chiar și unul dintre subiectele pe care le-am ales așa, abia aștept să facă mai interactiv. Și pentru că sunt în Londra, uite că am privilegiu să văd tot felul de funcționalități noi nouțe apărut în Google Maps undeva în toamnă. Să nu uităm că Google are sediu deja în Londra. Are, mi se pare, nu o clădire, are mai multe. Are DeepMind și are încă vreo alte două, trei clădiri dedicate Google. Uh-huh. Cam atât a fost mica mea chestie de două săptămâni pe unde m-am plimbat. O săptămână, pardon. Mai să știi, uite, m-am gândit la tine, apropo că ai vorbit de conferința asta de la Google și acum de funcția asta cu telefonul, probabil că ai văzut faptul că în vară urmează să iasă Google Pixel 6a, care e foarte interesant. Ai zis că ai Pixelul tău Lite de ceva timp și cred că ăsta ar fi poate unul de avut în vedere în cazul în care vrei să faci upgrade, pentru că Pixel 6a scuze, va costa undeva la 460 de euro, deci probabil 460 de lire în UK și vine cu mult power sub capotă, fiindcă are același chip SoC despre care am vorbit noi pentru Pixel 6 Pro, adică ăla de producție proprie de la Google, știi? Ăla care vrea să concureze cu Apple, whatever, ARM, A15, 16 și așa mai departe, ce vrei tu. Și cu 6 GB de RAM, spațiu 128 de GB, un ecran OLED Full HD, nu sună chiar rău. Chipsetul Google Tensor și 450 de lire, chiar binișor sună. Eu am deja un Pixel 6, l-am luat, încă nu-l folosesc. Ah, ok, vezi, nu știam, deci, nu mi-ai zis. Eu am deja Pixel 6-le, luat de ceva timp, îl luasem chiar acum, mă uit la preț, cât era fratele meu, dădusem vreo 600 de lire, dar asta era în urmă cu, trebuie să mă uit acum, în decembrie 2021 l-am luat. Am Pixel 6 deja, încă nu-l folosesc, că îl luasem cadou, până la urmă n-am mai fost nevoie, așa că îl țin ca rezervă pentru mine când Pixel 4 vrea să doarmă puțin mai mult. Și deocamdată Pixel 4 nu mă dezamăgește, sincer, dar am Pixel 6 și atunci n-am nevoie să iau Pixel 6a. Și într-adevăr am 128 de giga de memorie, procesorul Tensorul ăsta, Titan M2 care e pe acolo și restul de chestii pe care le mai are, știi? Și important că are și nano SIM și eSIM. Știi, cum am și număr din România și de UK, o să vreau să trec pe eSIM. Știu că discutasem noi la un moment dat de eSIM, da. Și o să fac trecerea asta. Când trec la Pixel 6, în mod sigur o să-mi trec numărul de UK în eSIM și o să folosesc numărul de România pe nano SIM și cu asta bază. Așa, o să am dual SIM phone, ca să zic asta, așa. Asta mi-aș dori și eu să fac, dar din păcate eSIM aici cred că oferă doar Vodafone și O2. Și eu sunt pe o rețea din asta low cost, chiar pe rețeaua celor de la Lidl, care e partener Vodafone, dar ei nu oferă eSIM. Și atunci n-am ce să fac. Și în România mă gândeam să-mi iau eSIM, dar acolo sunt pe prepay la Vodafone, nu o să-mi dea nimeni, plus că nu mai vreau nici măcar să plătesc, că m-am supărat pe ei. Că, na, e foarte greu când ești român în plecată din țară să ai un abonament decent la un preț decent. M-ar costa cu noile reguli doar ca să pot
primi apeluri pe cartela aia de Vodafone vreo 17 euro pe lună, adică mai mult decât plătesc aici pentru tot ce am, știi? Mm-hmm. Și atunci, na, nu mi se pare, îți dai seama că nu e ok. Clar. Bun, hai să mergem la prima ta știre atunci, că am povestit noi destul de mult. Da, prima mea știre, una, e una destul de interesantă, sunt cumva, astăzi am curat, ca să zic așa, două știri, ți-am luat locul. Salut, are nu știu ce vorbeam, pentru că am avut o mică problemă tehnică, așa că o să continui. Știu că urma să vorbesc despre subiectele pe care le-am găsit mai interesante în presă. Evident, probabil că au fost mai multe, dar astea mi-au atras mie atenția și ziceam, Manu, că ți-am luat ție locul. Tu erai responsabil de obicei cu securitatea online. Acum am găsit eu două subiecte pe tema asta. Am în două din Ars Technica, o să încep cu primul dintre ele, din care aflăm pe filiera Wired.com că există undeva în jurul a peste 100.000 de website-uri care colecționează absolut tot ce scriem la tastatură pe pagina respectivă chiar înainte să apăsăm tasta Enter. O chestie, cum să zic, oarecum surprinzătoare, poate nu foarte pentru cine e mai în temă cu chestiile astea, pentru mine a fost destul de surprinzător. Încerc scuze, a fost destul de surprinzător pentru că deși cumva tot timpul am avut in the back of the head, cum se zice, teama asta sau ideea asta că poate cineva ar putea să facă lucrul ăsta, m-am gândit sau am sperat că totuși nu se întâmplă, știi? Ok, dar ce zice? Că eu n-am citit știrea. Zice că oamenii au formulare pe pagină, încep să scrie, dar încă nu apasă butonul Enter să trimite formularul. Exact, da. E vorba, uite, inclusiv dacă vrei să te înscrii pentru un newsletter sau să faci o rezervare la hotel, de exemplu, îți scrie adresa de mail, dar după aia te răzgândești, da? N-ai mai dat submit. Sau poate chiar ai dat refresh la pagină și a dispărut din formular. E, uite, se pare că sunt destul de multe site-uri care loghează ce ai scris tu acolo chiar înainte să dai submit la formularul ăla. Cercetător de la KU Leuven, nu știu cum se citește, o universitate din Olanda, de la Radboud University și University of Lausanne din Elveția, au făcut crawling pe cele mai populare 100.000 de website-uri, deci îți dai seama de cât de multe date vorbim aici, și s-au uitat la scenarii în care un utilizator, de exemplu, vizitează un site din Uniunea Europeană și apoi din Statele Unite. Și au constatat că 1844 de site-uri din Uniunea Europeană au înregistrat adresa de mail fără consimțământ și aproape 3000 de site-uri din Statele Unite au logat adresa de mail sub o formă sau alta. Știi? Deci chestia asta se întâmplă fără ca măcar tu să-ți dai seama. Apoi au făcut iarăși chestia asta pe parole și și-au dat seama că există multe site-uri, inclusiv Yandex, gigantul rusesc, care aparent din greșeală, sau mai mult sau mai puțin din greșeală, colecționau parole sau informații despre parole înainte ca acestea să fie submitted, da? Să fie trimise, confirmate, trimise și așa mai departe. Știi? Deci tu te gândești, ce parolă să folosesc pe Yandex? Hai să folosesc aceeași parolă ca la bancă. Ai scris-o, dar n-ai dat enter. Dar Yandex a înregistrat faptul că tu ai scris acolo și pune undeva la dosar. Știi? Aha. Deci o chestie foarte, foarte interesantă și cumva deosebit de gravă din punctul meu de vedere, pentru că deși nu se dau foarte multe nume de site-uri aici, e clar că e vorba de site-uri de top, în care ai cumva impresia că au mai multă grijă cu datele tale, știi? Sau cumva credem noi că suntem safe dacă n-am dat enter să trimitem datele undeva. Și uite că nu suntem chiar deloc. O chestie cumva înspăimântătoare din punctul meu de vedere pentru oricine, pentru că dacă aia crezi că e înspăimântător, stai să-ți explic eu ce se poate face. Așa, te rog. Tu continuă. Ai terminat? Știi de? Hai că-ți... Da, asta e în mare faptul că trebuie să ai grijă ce scrii într-un formular sau pe un site, chiar dacă urmează să te răzgândești, pentru că uite că există foarte mare posibilitate ca informația aia să rămână la ei. Da, păi dincolo de faptul că site-urile respective ar putea avea malware care să trimite datele tale în oricare loc, hai să ignorăm partea de malware, știi?
Faptul că site-urile pot înregistra aproape tot ce faci tu pe ele, pentru mine nu e deloc o surpriză, pentru că eu lucrez în front-end development și știu să fac coduri din astea. Cine mă plătește să fac un asemenea cod, pot să-l fac și nu e mare lucru, e groaznic de simplu, știi? Odată ce înveți să lucri cu JavaScript și event listeners, îți povestesc imediat ce sale. Surpriza mea este într-adevăr că ei, de fapt, site-urile respective, de fapt, saldează informația aia. Oamenii, orice fel de site, până la urmă, poate să aibă acces la asemenea informații dacă scriu codul de JavaScript în așa măsură, știi? Chestia asta nu se poate face numai cu HTML și CSS. Ai putea face niște hack-uri în alea mai ciudățele, dar nu discutăm de aia. JavaScript este implicat în toată afacerea asta. Faptul că se poate salva și se poate trecui tot ce scrii și tot ce faci pe site, inclusiv cu mouse-ul tău, pentru mine nu e deloc o surpriză. Cum am zis, surpriza e că ăștia au salvat informațiile astea, deși tu nu vrei ca ei să salveze. Ceea ce mi se pare o nesimțire ordinară. E ceva de genul ăsta. Eu pot să intru printr-o ușă deschisă, știu că din punct de vedere tehnic este posibil, dar n-ar trebui să fac treaba asta, înțelegi? Și într-un fel, web-ul, internetul ăsta, așa cum îl știm noi, și front-end development-ul e cam așa, ceva de genul. E o lume mare de uși deschise, știi? Asta nu înseamnă că trebuie să intri pe toate și asta nu înseamnă că trebuie să vii cu nu știu ce drag de bagaj ca să intri pe ușile respective. Da. Și acum să discutăm ce se poate face cu JavaScript pe site-ul tău, din punct de vedere al deținătorului de website. Și ceea ce poți face, tu poți să urmărești inclusiv pe oriunde se duce mouse-ul pe pagina ta. Știi? Există tool-uri de tracking pe care dacă le instalezi, cum e, mi se pare că e și Sentry, mi se pare că e și Datadog, sunt tot fel de tool-uri din astea de tracking care pot să-ți facă, să zicem, un fel de replay, session replay. Asta ce înseamnă? Se duce Vlad pe site-ul meu și am văzut că s-a dus cu mouse-ul puțin pe sus, s-a dus mai jos, a dat click pe next article, după aia a introdus niște date și a lăsat un comentariu. Ei bine, asta poate să fie înregistrată totul la fiecare sută de milisecunde, la oricât de des vrei tu, știi? Chestiile astea pot fi înregistrate, datele se pot trimite către un endpoint anume, către server înapoi, să fie salvate în baza de date, știi? Și tot felul de tool-uri, de la... Mie mi se pare că și pe Google Analytics s-ar putea face treaba asta, dar sunt tool-uri dedicate gen Datadog și Sentry care îți pot salva informațiile astea, se trimite către ei, îi salvează și atunci eu vreau să văd, ok, ieri o persoană X s-a dus pe site-ul meu, întâmplător ești tu, Vlad, și văd exact cum te-ai mișcat pe site-ul respectiv. Există o serie de tool-uri din alea oferite de către firme de marketing, gen HubSpot și altele, care îți arată heatmaps, ci că care părți din website-ul tău au trezit interes mai mare pentru clienți. Cum crezi că se considerează acele heatmaps? Ei bine, HubSpot și tot felul de firme de marketing urmăresc mișcările de mouse. Și știi, câteodată, sau poate chiar de cele mai multe ori, mișcările de mouse cumva urmăresc ochii. Și cam asta se gândesc oamenii că, ok, tu ai fost mai mult interesat de titlu, pe care l-ai și selectat la un moment dat vreo 2-3 cuvinte din titlu, și după aia ai dat click pe 2-3 chestii mai jos, ori dacă nu, ai stat cu mouse-ul deasupra unei imagini la un moment dat. Și chestiile astea sunt trecuite și sunt trecuibile de mulți, mulți ani de zile. Deci când auzeai de heatmaps în tot fel de materiale de marketing, aia deja însemna tracking de mouse, înțelegi? Și tot așa cum se poate trecui mouse-ul, se poate trecui orice introduci pe tastatură. Nu trebuie să ai formular în care trebuie să introduci. Atâta timp cât ești pe site-ul cu tare, tu poți să începi să apeși taste. Random, nu contează. Dacă ei au codul de JavaScript scris în așa măsură, ei pot salva orice fel de keypress, înțelegi? Orice keypress îl salvează pe acolo foarte bine, fără niciun fel de problemă, înțelegi? Deci nu trebuie, nici măcar n-ai nevoie să ajungi la formulare ca să faci treaba asta. Orice om, orice site, inclusiv tu, dacă îl cauți pe Google, găsești în mod sigur pe Stack Overflow, de exemplu, pe forumul respectiv, găsești snippet-uri de cod pe care le poți folosi ca să faci tracking de tastaturi, de mouse, de ce vrei tu. Aia cumva înțeleg, deși na, nici aia nu e 100%, dar înțeleg de ce se întâmplă. Se întâmplă pentru că toate, cum să zic, modurile astea de a interacționa cu website-ul le spune celor care lucrează pe ele și le creează și așa mai departe, le spune ceva despre pattern-ul utilizatorului și aia pot să înțeleg, știi? Dar chestia cu colecționat ce scrii, mai ales când vorbim de parole, adrese de mail, e cumva mult mai gravă. Da, este într-adevăr. Și din punctul meu de vedere ca developer, ok?
Și chestia prin, și forma cea mai simplă prin care poți să faci keypress tracking și mouse tracking este add event listener. Ok? Dacă auzi cuvântul ăsta, asta înseamnă că tu permiți ca site-ul tău să urmărească anumite evenimente. Și faptul că apeși pe o tastă sau faptul că cineva mișcă mouse-ul sau dă click cu mouse-ul este considerat un eveniment. Și event listener, asta înseamnă că tu creezi o funcție care urmărește acele evenimente. Știi, gen key press sau mouse move sau mouse click, mouse over, deci poți să urmărești inclusiv când cineva mută mouse-ul deasupra unei imagini. Și atunci cu JavaScript poți să flip image, poți să întorci imaginea pe invers, cum ar veni, sau să schimbi culorile în imagine, știi? Păi gândește-te, în același stil este făcut real-time form validation. Asta înseamnă validarea formularului în timp ce tu scrii deja, că o să spună, uite, ai introdus numele, dar numele tău nu are voie să aibă cifre în el. Ok? Sau când introduci parola, îți spun ăștia, codul deja verifică parola ta și spune, vezi că parola ta nu respectă condițiile de securitate pe care le avem. Pentru ca sau website-urile să fie în stare să-ți dea detalii de parola ta, ei de fapt trebuie să citească parola ta. În mod normal, chestia asta se face pe front-end, în sensul că se face doar în browserul tău și nu se duce informația mai departe. Dar dacă ăia de la website-uri sunt nesimțiți, ei pot memora informația asta și să o trimite către serverul lor, inclusiv parolele introduse de tine, ceea ce ar fi total ilegal și tâmpit, bineînțeles. Dar pot face din punct de vedere tehnic. O altă chestie pe care o pot face ei nu este să trimite informația către serverele lor, dar să stocheze informația aia în memoria browserului, într-un loc numit local storage, știi? Și atunci când ai refresh la pagină, informația aia e salvată deja în local storage și atunci website-ul se poate duce în local storage și caută. Băi, pentru formularul ăsta am datele astea deja introduse, au fost introduse de cineva? Da, bun. Hai să le luăm înapoi din local storage să umplem formularul din nou ca să nu mai umple omul formularul. Deci chestia asta se poate face, știi? Și, deci, din punct de vedere tehnic, chestiile astea se puteau face dintotdeauna. Nu este ok să fie nesimțiți oamenii, înțelegi? Și apropo de parole. La parolă se folosește în HTML un input de tipul password. Input type password. După ce ai introdus parola într-un website, te duci în Chrome DevTools, poți să dai inspect element, click dreapta inspect element și atunci schimbi în fieldul respectiv din input type password, în loc de password îl numești text. Și atunci o să-ți arăte parola pe website. Direct. O să vezi direct text. Faptul că numești ceva input type password nu înseamnă nimic altceva decât că browserul recunoaște că ai un câmp tip text, dar la care vrem ca fiecare caracter să fie ascuns de o bulină. Atâta tot. De-aia și codul de JavaScript este în stare să citească acel câmp de parolă. Pentru că, de fapt, nu citește buline, ci citește textul efectiv care este acolo, știi? Și asta. Bineînțeles, nu vreau să se transforme... Multe posibilități. Hai să nu mai exact. Dăm idei. Nu, toată lumea care era vorba sau care vrea să știe chestiile astea, în mod sigur le știe deja, dar pentru publicul larg, că nu, podcastul ăsta este pentru publicul larg, am vrut să specific chestia asta. Și într-adevăr, fiți atenți ce și cum tastați și pe unde tastați, pentru că, într-adevăr, cum ai zis tu, nu trebuie să dai click pe submit sau enter sau ceva, nu. Informațiile alea pot fi înregistrate absolut odată ce ai intrat pe site, deja gata, se pot înregistra. Da. Ce să zic? Bun de știut. Bun de știut și de avut în vedere și de, nu știu, trebuie să avem atât de grijă cu atât de multe chestii de la care îți dorești să funcționeze pur și simplu altfel, de încât, na, ce să zic, devine un pic copleșitor. Este de aia și într-un fel și Google și mulți alții cred că fac push-ul ăsta ca fiecare website să fie considerat un fel de aplicație și poate dacă nu chiar un fel de sistem de operare de sine stătător, știi, cumva mai încolo, cum ar fi cu Progressive Web Apps și alte prostii de genul ăsta, știi, în care să ai acces și la file system. În fine, o altă poveste pe acolo. De-aia, munca în front-end development se plătește binișor, pentru că ajung să faci și tâmpenii de alea. Bun, hai să intru și eu la știrea mea, la o altă știre de-a mea, și anume e cea de la Dave's Garage. Doar dacă nu cumva mai vrei să zici ceva. Bine, de la Dave's Garage, cred că îl urmărești și tu pe tipul ăla, el a fost programator pentru Microsoft și a lucrat de la Windows 95 până la Windows XP și chiar după aia, știi? Și el a fost primul creator de Task Manager. El a fost cel care a creat Task Manager-ul
Și mi se pare că a fost cumpărat de Microsoft și după aia l-au pus tot pe el să lucreze la Task Manager, să-l facă tot mai bun, așa, știi? Era curios omul la un moment dat să vadă cum de... ce fel de resurse și cum se folosesc în calculator. Și nu era un Task Manager și l-a scris tipul ăsta, știi? Dave Plummer, așa îl cheamă. Că, nu, titlul lui ar fi un fel de Retired Systems Engineer, ceva de genul ăsta. Ok, oricum, un tip super tare. Și a făcut un filmuleț nou în care întreabă, ok, de ce încetinesc calculatoarele cu trecerea timpului? Și o întrebare relevantă, știi, pe care am primit-o de probabil 1.000.000 de ori de la tot felul de oameni. Și pe care mi-o punem în continuare, adică... Știi, și toată lumea își pune întrebarea asta în continuare. Mai puțin eu. Dar asta este altă treabă, știi? Și atunci omul explică, în primul rând, în prima parte a filmului, de ce încetinesc calculatoare și mai dă vreo 5 sfaturi generale. Și în principiu, este unul dintre motivele, să zicem, hardware pentru care încetinesc calculatoare, este, să zicem, blocajul termic, thermal throttling, cum îl numesc ăștia. Când ai prea mult praf în calculator, la un moment dat, să zicem, procesorul nu mai reușește să dea randament. De ce? Pentru că radiatorul este plin de praf și nu mai reușește să expuzeze efectiv căldura din unitate, știi? Și atunci când calculatorul este prăfuit, ăla ar fi unul dintre motive. Procesorul va merge puțin mai lent, tocmai pentru că este prea cald în calculatorul respectiv. Și asta e un lucru important de ținut minte. Odată la ce știu, câteva luni de zile a trebuit curățat calculatorul de praf, în special radiatorul pentru procesor. Și bineînțeles, probabil și pentru placa video, pentru că ai de-a face cu radiatoare și acolo, știi? Și ăsta ar fi primul și principalul motiv, să zicem, hardware. O altă problemă legată de încetinirea calculatorului este faptul că de când ai asamblat tu calculatorul, până în timpul în care îl măsori ca viteză, au trecut, ce știu, o zi, două, un an, doi, trei, patru, ce vrei tu. Și atunci ai avut update-uri la programele instalate. Și acolo este treaba. Calculatorul tău a fost bun pentru perioada în care l-ai cumpărat, dar tu, pentru că ai făcut update-uri la tot fel de programe pe care le aveai deja instalate, va începe să meargă mai încet. Nu merge mai încet pentru că e el mai leneș. S-a gândit că dacă lucrează un an în slujba omului, are voie să se pensioneze sau să-și ia pauze de cafea, știi? Nu-i treaba aia. Ci e faptul că tu ceri mai mult de la calculatorul respectiv. A fost făcut bun pentru o perioadă, cum trece timpul, programele pe care le folosim noi devin din ce în ce mai complexe. Ori la orice te uiți, inclusiv la Discord. La un moment dat avea doar o funcție de chat și alte chestii și acum a crescut într-un monstru din ala în care te rătăcești foarte ușor. Nu? Și atunci fiecare funcție nouă pe care o bagi în programele astea mănâncă extra cycle powers. Știi? Și de aia și încetinește. Și o altă problemă care mai poate fi în calculatoare e faptul că oamenii își instalează tot felul de programe. Unele peste altele de care probabil nici n-au nevoie. Știi? Și atunci alea poate să ruleze cumva în fundal fără să te ajute pe tine cu nimic. Și acolo este o altă problemă destul de mare. O altă situație pe care am văzut-o și eu în experiența mea e că oamenii la un moment dat n-au suficient de mult RAM. Și chiar și în Chrome. Deschizi Chrome-ul 70 de taburi, chiar și cu 8 GB de RAM la un moment dat vezi că începe să meargă din ce în ce mai greu. Și aia e o problemă. Modul în care utilizezi tu cumva chinie calculatorul. Și de toate chestiile astea vorbește Dave în filmulețul lui pe acolo. Și sunt sigur că ai auzit de, să zicem, de cauzele astea de la foarte mulți oameni. Băi, uite, de-aia îți merge calculatorul mai încet, pentru că X, Y, Z. Și acum el întreba, ok, ce poți face ca să îți meargă calculatorul mai simplu? Păi, unul dintre lucruri ar fi să dezinstalezi ceea ce nu trebuie în calculatorul respectiv. Cam mai ar fi un an de chestii. Îl cureți, bineînțeles, de praf. Mai pui niște RAM, dacă n-ai avut RAM-ii suficienți. În ziua de astăzi, dacă nu folosești calculatorul de gaming, pentru gaming și doar pentru chestii de office, 8 GB de RAM sunt ok. Folosești la gaming, 16 GB de RAM ar fi fain să ai. Știi, cam așa. Și cam asta pe partea de fizic, în afară de alte upgrade-uri, gen la procesor sau ce vrei tu. O altă chestie pe care o poți face este să dezinstalezi programele care nu-ți trebuie. Te duci și trebuie să le dezinstalezi prin program managers, cum îi zice, da. Device manager. Eu de obicei caut în search bar, în stânga jos, caut programs. Add, remove programs, știi? Și atunci te duci la apps and features și atunci cauți. Și te uiți inclusiv în lista aia și dai uninstall.
cel mai bine e să dai uninstall de acolo, nu să te duci acolo unde știi tu că e instalat programul și să ștergi folderul ăla, știi? Pentru că apar probleme. Unele dintre probleme apar cu registri. Windows se pare că încă folosește și probabil va folosi pentru forever and ever registrii aia. Și registrii alea sunt un fel de jurnal ale ai sistemului și dacă tu ai șters programul, dar există în continuare informații despre programul respectiv în registrii, Windows-ul încearcă să găsească programul ăla, să facă niște chestiuni, gen să pornească niște evenimente, ori niște procese și nu reușește. Și alea îți mănâncă și din resurse, aiurea, inutil. Și atunci de aia este bine să dai uninstall de la, cum îi zice, de la programs, add or remove programs, știi, de acolo. Și atunci îți curăță și registrii în mod automat, toată treaba aia. Nu va fi perfect, dar măcar va fi mai bine decât o ștergere făcută de tine manual. Deci nu vei să faci treaba asta. O altă chestie pe care a zis să o faci ar fi, de exemplu, legat de antivirus. În mod normal nu ar trebui să-ți instalezi antivirus. Dacă ai antivirus, poți să-l dezinstalezi, pentru că Windows 10 acum și, bineînțeles, pe mai departe, are Windows Defender, care ăla în sine este antivirus. Și atâta timp cât ai o minimă etichetă a internetului, tu o să fii chiar foarte bine protejat. Nu ai nevoie să te folosești de să zicem, de un alt antivirus. Windows Defender este bunicel. Și eu n-am folosit un antivirus, cred că de mulți ani de zile, nu știu, cred că am 7-8 ani de zile, am rămas pe Windows Defender de atunci. Am grijă să-i fac update cât de des pot. Exact. Am grijă să-i fac update și cu asta merg mai departe. N-am nevoie să-mi instalez un alt antivirus, mai ales cum discutam noi, cred că de Avast era la un moment dat, care îți dădea voie să faci crypto mining pe calculatorul tău prin aplicația lor, ceva de genul ăsta, știi? Norton, cred că era, sau Avast, una din două, știi? Prostii din alea. Deci nu ai nevoie de antivirus. Dacă ai un antivirus, trimite-l la plimbare, pentru că Windows Defender își va face treaba foarte bine și toată lumea recomandă treaba asta. Ce mai fi fost printre lucrurile recomandate de bunătățire? Dacă ai hard vechi din ăla pe disc, HDD, hard disk, atunci să-i faci din când în când o defragmentare. SSD-urile dau nevoie de defragmentare pentru că lucrează într-un mod total diferit, știi? Dar alea ar merge foarte bine pe defragmentare pentru că sunt construite într-un mod mai ciudățel, știi? Așa că... Și mai ales investește într-un SSD pentru sistemul de operare, nu știu dacă ai menționat, dar e una din chestiile care contează cel mai mult din experiența mea. Adică și dacă ai un HDD, fă bine și scapă de sistemul de operare de pe el, pune-l pe un SSD cât de ieftin, e incredibil. Exact, diferența. Și la asta câștigi o viteză enormă, pentru că dacă ești pe hard disk, Windows-ul pornește în cam un minut și jumătate, cam așa. Un minut și 15 secunde, dacă hardul e nou. Cam așa, 1 minut și 15 secunde. Dar pe SSD-uri, în funcție de tipul pe care l-ai, în principiu ai 10 secunde. Poate chiar mai repede, să intri în Windows. Și îți dai seama, când am trecut de la hard pe SSD, băi, a fost o nebunie totală. Abia am apăsat pe butonul de pornire, nici nu m-am pus bine în scaun, sunt deja în Windows. Și am zis, mă, ceva nu e în regulă, știi? E nebunie. Și ai dreptate. Deci, dacă vrei să faci un upgrade, bineînțeles, fă în așa fel încât și sistemul de operare să fie mutat pe SSD. Mai înainte se spunea, sfatul era, și jocurile să le muți pe hard disk. Dar la cât de ieftine au devenit SSD-urile, ai un SSD pentru sistemul de operare și un altul să-l ai pentru jocuri și atunci să-ți convină, pentru că se vor încărca mult mai repede decât să-ți ai după hardul respectiv. Un alt sfat legat de îmbunătățirea vitezei calculatorului este să faci software updates. Și să faci update-uri și de propriul tău program, dar și la Windows. Windows în sine, când își fac update-uri, fac și de securitate, dar și de feature și de performance improvements. Știi că o să zică din loc în loc, zice performance. Asta înseamnă că o să facă să meargă puțin mai repede. Sunt situații în care update-ul îți va ajuta calculatorul să se miște puțin chiar mai repede. Și o altă chestie pe care o poți face este să deschizi task managerul și te duci la startup. Știi că în task manager, când îl deschizi, are un tab numit startup. Și de acolo te poți duce să blochezi anumite programe care pornesc în mod automat. Deci acolo le blochezi pe cele care nu-ți convin și pe restul le lași în pace. Și în felul ăsta nu o să-ți mai mănânce din resursele calculatorului. Ce alte chestii? Cred că cam asta ar fi problema, știi? Nu, cam atâta.
Cam astea ar fi cele povestite, știi, în principiu. Cum să-ți faci un calculator să fie mai rapid. Și bineînțeles, contează foarte mult să-l și închizi din când în când. Am văzut că foarte mulți oameni își lasă calculatorul să meargă cu săptămânile. În timp se supraîncălzește, știi? Deși în principiu calculatoarele sunt făcute să meargă mult și bine deschise, dar nu strică seara să închizi calculatorul. Da, nu doar că se supraîncălzește, dar există și chestia asta. Lucrând în suport mulți ani de zile, am rezolvat de multe ori probleme efectiv dând un simplu restart la calculator, pentru că anumite informații din registri și din tot felul de fișiere despre care nu avem habar mai trebuie salvate din când în când și asta se întâmplă doar când dăm shutdown sau restart la calculator. Și atunci multe probleme, chiar multe, se pot rezolva pur și simplu dând un simplu restart. Pentru că se așează lucrurile, se pun la punct anumite chestii în background fără ca noi să ne dăm neapărat seama de chestia asta. Da, păi se mai curăță și memoria și la fel când ai instalat un update la un program, de fel așteaptă să faci un restart cândva, știi? Și ca la restart să reușească să salveze informațiile respective, știi? Și anumite chestiuni rămân agățate acolo cu termenii potriviți. Cred că într-o zi ar trebui să-l aducem pe Dorin, pentru că el se pricepe la low-level programming și ar putea să explice chestiile astea mai bine decât noi. Dar pentru, în lipsă de alt termen, putem spune că anumite chestiuni rămân agățate acolo. Și nici nu trebuie să fim neapărat așa de tehnici. Adică, na, vorbim pe limba tuturor. Efectiv. Deci, sunt și situații în care un restart ajută foarte mult. Absolut. Știi, e ca în IT Crowd, știi, serialul ăla din UK, din Anglia, ci că have you tried turning it off and on again? Mai da, să știi că până nu lucri în suport o perioadă poți râde ușor de pasul ăsta, dar e extrem de important, chiar e. Bun, și atunci putem merge mai departe, nu? Încă o mică știre din Ars Technica, nu o să o lungesc foarte tare, deși iară e o chestie care are potențial să devină periculoasă. Cercetătorii din Germania, de la o universitate din Germania, au descoperit că există posibilitatea ca pe iPhone să fie rulat malware chiar și atunci când telefonul este stins. O chestie deosebit de interesantă, pentru că uite ce se întâmplă. Chiar și în momentul în care ai închis un iPhone sau ai impresia că l-ai închis, telefonul nu e stins 100%. Există anumite chipuri din telefon care continuă să funcționeze într-un mod din ăsta low power pentru o perioadă de timp după ce tu ai stins teoretic telefonul. Și e vorba în principiu de circuitele implicate în sistemul ăsta de recuperare a dispozitivelor pierdute, care la Apple se numește Find My. Adică tu practic în contul tău ai opțiunea asta Find My, când te loghezi toate telefoanele, laptopurile, căștile chiar care sunt conectate cu contul tău pot fi găsite. În cazul în care, nu știu, ți-ai rătăcit telefonul, nu mai dai de el. Intri fain frumos pe Find My și vei vedea ultima oară în care a sunat acasă, ca să zic așa, a făcut phone home telefonul respectiv, ultima lui locație. La fel e valabil pentru căști, pentru laptop, tabletă și ce mai vrei tu. E un sistem foarte fain care a fost folosit multe situații și chiar a fost de folos. S-au găsit dispozitive în felul ăsta, unele furate, altele pur și simplu pierdute. Bineînțeles, ca funcția asta să fie cât mai utilă, ăștia de la Apple au lăsat cumva dispozitivul să facă chestia asta o perioadă și după ce tu stingi telefonul. Da? În ideea în care cineva îl fură, primul lucru pe care o să-l facă o să-l stingă, ca să nu mai sune, știi? Să nu atragă atenția și așa mai departe. Dar uite că ăștia de la Universitatea din Darmstadt, din Germania, am făcut și eu un studiu la distanță la Darmstadt, nu la universitate, ce-i drept, dar am o diplomă de tehnician IT de acolo, de care sunt foarte mândru. Au descoperit că chipul Bluetooth, în principiu, funcționează până la 24 de ore după ce ai stins telefonul, știi? Și că nu ar avea o protecție, un nivel de protecție extrem de mare în modul în care e în perioada aia de low power operation, da? Adică el funcționează cu un nivel foarte redus de putere și ar fi cumva vulnerabil la hacking, dar
doar în anumite condiții extrem de speciale. Deci nu trebuie să ne facem griji prea curând. În primul rând, e nevoie de un iPhone care are jailbreak, da? Adică în care s-a spart sistemul ăla lui de securitate, care e unul din cele mai bune, ce-i drept, și la care, pe care pe variantele mai noi nu poate să-l facă chiar oricine, e foarte complicat. Dar e teoretic posibil și mai vorbește articolul ăsta că un exploit de genul Pegasus, despre care am mai vorbit noi într-o vreme, făcut de israelieni, da? Ar putea cumva să folosească și chestia asta ca să trimită informații și în altă parte, da? Gen la cei care doresc să te spioneze în cazul în care tu îți închizi singur telefonul sau mai știu eu ce. Deci uite că se cercetează și în fiecare zi se mai descoperă câte ceva și încă o mică portiță, încă o mică posibilitate de a face ceva necurat cu dispozitivele noastre. Dacă până ieri stăteam liniștit că dacă am scris o parolă și am șters-o fără să o trimit mai departe, n-a primit-o nimeni și uite că mi s-au spulberat visele. Acum aflăm și că e oarecum posibil, nu foarte posibil, dar oarecum posibil să folosești modul ăsta low power și telefonul să te spioneze chiar și când tu crezi că e închis. Da, asta e lumea în care trăim. Welcome to 2022. Dacă vrei într-adevăr să fii protejat, să fii mai paranoic așa, uite, știința îți vine în ajutor. Tot ceea ce trebuie să faci ca să nu fii urmărit este să ai o cutie metalică. Noaptea, la somn, să zicem, dacă vrei ca telefonul tău să nu comunice cu nimic pe nicăieri, efectiv bagi telefonul într-o cutie metalică și efectiv ai construit o cutie Faraday. Asta înseamnă că orice fel de semnal radio din afară sau dinăuntru cutiei nu poate să comunice cu afară. Nu poate să treacă mai departe. Exact. Atunci, da, bine, ăla e chiar un caz exagerat. Nu suntem chiar în punctul ăla. Dar ne îndreptăm încolo. Mă, noi nu suntem, dar cineva care ascultă și să zicem că e mai paranoic decât noi, uite, are nevoie de sfatul ăsta și sfatul ăsta îl dăm. Într-o cutie metalică, închizi frumos cutia și la revedere, telefonul tău nu mai poate să comunice cu nimic. Oricât malware are, degeaba. Dacă undele alea electromagnetice nu poate să părăsească incinta, s-a dus povestea. Eu vreau doar să spun că eu prin chestiile astea nu vreau să fiu paranoic sau să stârnesc panică, dar sunt chestii pe care trebuie să le avem în vedere și să știm că se întâmplă ca să nu fim luați prin surprindere sau să nu avem impresia că cutiuțele astea cu ecrane colorate sunt așa doar niște chestii inofensive. Cam despre asta e vorba. Așa. Cu alte cuvinte, fiți paranoici, dar fără să fiți paranoici. Putem spune și așa, da. Nu are treabă. Ideea este că e important să știm cum funcționează. Eu urmăresc chiar un trei canal legat de privacy și vorbește pe extinț, așa, jumătate de oră pentru fiecare feature la un moment dat. Nu știu dacă ți-am dat share vreodată, dar intră foarte mult în detalii tipul respectiv cu tot felul de chestiuni și modul în care ești urmărit la aproape efectiv fiecare pas. Știi? Și Este efectiv greu. Dacă vrei ca tu să-ți menții intimitatea, este destul de greu. Mai uite-te, când am ieșit la plimbare, ok? Ne-am dus, inclusiv am ajuns lângă Londra, e un loc numit Legoland, da? Lângă Windsor, chiar în zona aia unde e castelul, unul dintre castelele reginei, ok? Și e aproape imposibil să-ți menții intimitatea în locul ăla. De ce? Toată lumea face poze. Poți să fii tu ăla care își închide telefonul în cutie metalică, cineva din jur tot îți va prinde poza ta, din profil, din spate, de oriunde vrei tu. Cum toată lumea face poze acolo, îți dai seama, cineva, cine ar avea acces într-adevăr la toate telefoanele respective, ar putea construi cursul meu și al tuturor ăla din parc, secundă cu secundă, efectiv. Trebuie să te gândești așa. Da. Știi? E o posibilitate, dar nu putem să ne gândim chiar este în foarte, nu, dar vreau să ajung la idee, este foarte greu să te bucuri de intimitate, știi, efectiv, 100%. Da. De-aia e bine că știi, e bine să știi despre lucrurile astea și pe mai departe decizi tu ce vrei să faci. Ok, hai să intru eu pe ultimul subiect și anume e vorba de jocuri pe un calculator vechi de 10 ani. E tipul ăla testing computer, sau cum îi zice, stai că tot uit canalul ăla, Testing Games, da? Și ăsta a folosit, tipul ăsta la un moment dat a folosit calculator vechi de prin 2012-2013. Deci cu un procesor AMD FX 8350 din 2013 și cu o placă video Radeon R9 290X,
tot din 2013. Astea, să nu uităm, erau ca piese foarte bune pe vremea respectivă. Nu foarte scumpe, dar foarte bune până la urmă. Procesorul în sine era vreo $200 și placa video tot așa, $200-$300. Deci nu erau chiar ieftine. Era un nivel mid-range. Și tipul ăsta a jucat câteva jocuri, gen Red Dead Redemption, ce mai fost, Cyberpunk, și la Red Dead Redemption a avut 40 de cadre pe secundă, Cyberpunk la 38, discutăm de Full HD, știi, nu la 2K sau alte chestii. Ce mai jucat? Dying Light 2 la 50 de frame-uri și după aia ce mai jucat? Inclusiv Microsoft Flight Simulator la 30 de frame-uri. Deci după 10 ani de zile, un calculator din mid-range încă reușește să facă față la jocul Full HD, 1920x1080. Și cam aia vreau să zic și eu la un moment dat, vezi, nu este chiar nevoie să ne batem pe cele mai tari ce știu, procesoare, plăci video, când te gândești că în timp s-ar putea să poți juca jocuri la Full HD chiar binișor. Chiar dacă e monitor de 2K... Am avut și eu procesorul ăla, apropo. Foarte bine. Și cum era? Eu am fost foarte mulțumit de el. Era în vremea aia în care cumva procesoarele AMD aveau o reputație că mamă, Zen 5, na, am fost foarte mulțumit. A fost extrem de ok. N-am făcut niciodată overclocking. Nu s-a încălzit sau să-și ia overheat sau așa niciodată. Într-adevăr, consuma mult, nu era economic, cum sunt astea mult mai moderne, dar n-am avut niciun fel de probleme cu el niciodată. A fost foarte ok. Da. Și ce poți să știi? Să zicem că ai un calculator care are, să zicem, un monitor din ăsta 2K, cum am eu acum. Și să zicem că sunt jocuri super mișto în viitor, dar pentru care, să zicem, placa mea video și procesorul nu mai sunt potrivite. Ce pot face e ca în jocul respectiv să schimb rezoluția. Poți să schimb rezoluția în jocuri și în loc să ruleze la 2K nativ, o să ruleze la 1920x1080. Și atunci se randează mai puțin. Ok? Bineînțeles, fiind monitor mai mare, se dublează anumit pixel pe aici pe acolo. Nu pe aici pe acolo, ci peste tot. Dacă ai idee. Și poți să rulezi jocul pe un monitor cu rezoluție mai mare, dar jocul în sine să fie rulat la o rezoluție mai mică. Într-adevăr, sunt șanse să vezi pe aici pe acolo marginile și pixelii, ce vrei tu, dar poți să joci jocul respectiv. Cu ce am eu aici în calculatorul meu, sunt aproape sigur că o să pot juca jocuri liniștit și peste 5 ani de zile de acum încolo. Deși calculatorul în sine, Intel, am procesorul un i7-8700. Generația 8 a fost când? În 2018? Cam așa. Nu le știu chiar așa bine. Știi? Hai să caut puțin. Intel i7-8200. Știi? Când a apărut ăsta? Știi? Intel i7. Și stai să te gândești că poate găsim. Unde e, mă? Nu mai găsesc informații de procesul ăsta. 1200 processor year. Hai să ne uităm foarte bine. Undeva 2018-2019, cam așa. Nu reușesc să găsesc informații în momentul de respectiv. Important este că sunt deja, să zicem, aproximativ 4 ani de zile de când am procesorul. Pot să mai joc jocuri liniștite pe următorii 5 ani de zile și cu placa asta video destul de bunicică pe care am eu, pardon, foarte bună, era să dau o mică înjurătură pe aici, că RTX 3080 nu e destul de bunicică, știi? E chiar bună. Așa că pot să ajung chiar la vorba tipului ăsta de la Testing Games. Uite, după 10 ani de zile o să pot juca jocuri foarte bine, poate chiar să mut la 1080 HD. Ca să le joc pe unele, dacă chiar insist, știi, la vremea respectivă. Și cam atât vreau să zic. Altceva, alte știri, mai e ceva de zis pe episodul ăsta? Nu, cred că atât a fost. Bun, mai am doar două foarte scurte. Cine vrea să învețe despre RISC-V sau RISC-V, să urmărească filmul celor de la Explaining Computers, care tipul ăsta chiar spune că acum avem trei arhitecturi. E x86, e ARM, și o să mai fie RISC-V, care e folosit în tot felul de chestiuni de IoT și ce vrei tu pe mai departe. Foarte tare. Și o altă chestie nouă ce am aflat și pe UK este faptul că în câteva locuri, în special când e vorba de insule, livrarea poștei se face cu drona. Undeva în nord-estul Scoției, deci gândește-te la probabil 700 de kilometri mai sus de Londra, sunt ceva insule numite Orkneys.
Și alea sunt destul de îndepărtate, sincer. Și te duci acolo, cred că au și o pistă destul de mică, dar de obicei cu barca te duci. Și îți dai seama, nu e mai util să folosești drona? Asta și fac ei. Folosesc o dronă și trimit zeci de kilograme de poștă chiar cu drona. E un use case chiar perfect, ca să zicem așa. Chiar potrivit. O zonă de genul ăsta. Și nu este singur lucru, în afară de faptul că dronele se folosesc în războiul Ucrainei sau Rusiei versus Ucraina, ceva de genul ăsta, să folosesc drone inclusiv în țări ca Nigeria, să se trimită, să zicem, cum îi zicem, medicamente în zone în care este greu să ajungi. Efectiv, cu drona se trimit medicamentele. Și așa că, uite, că dronele sunt un lucru foarte important și am înțeles că pe Londra, Amazon aplicase la momentan la un fel de plan din ăsta de zbor cu Londra, cu drone, ca să trimită obiecte. Dar, oricum, se testează chestia asta foarte mult în Australia și în SUA, livrare cu drone. În oraș e destul de greu, pentru că e mult trafic, sunt clădiri înalte, diverse, înălțimi, cabluri și așa mai departe. Dar pentru zone din astea retrase, e, din punctul meu de vedere, mult mai ok sau un use case mult mai plauzibil, știi? Și cu mult mai puține riscuri și mult mai util până la urmă. Cumva în oraș sunt mult mai multe alte variante care poate se pretează mai bine. Gândește-te că în viitor o să ai un fel de asigurare generală de sănătate la drone căzute în cap, când mergeai către muncă pe trotuar, puf, drona în cap. Da, sau când o să-ți spargă geamul și o să te trezești cu drona în dormitor la 6 dimineața, știi? Sunt tot felul de posibilități. Da, vor fi. Bun, și cam atât am avut de zis în episodul ăsta. Ai ceva shameless plug? Nu, n-am niciun shameless plug. Nu, n-am nimic. Ok, cool, mersi, fine. Atunci eu te promovez pe tine și zic că merge căutat, de exemplu, playlist-ul tău cu melodii de pe viniluri pe YouTube. Știi de care ziceam noi, Digital Analog. Da, canalul meu Digital Analog, unde încarc destul de rar, cam unul pe lună, că nici nu sunt foarte multe, albume românești pe vinil, mai vechi, mai noi, momentan mai vechi. Dacă vă face plăcere, sunteți interesați de cum suna muzica românească, mai ales din perioada comunistă pe vinil, sau cum sună acum un disc din perioada comunistă, vă invit să căutați pe YouTube. Cool. Iar pe mine mă găsiți pe manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra, dacă sunteți interesați de viața în UK, în Londra și de experiența mea în genere cu trăitul ăsta printre străini, ca să zic așa. Și cam atât. Mersi, fain, uite că ne-ai ascultat. În episodul ăsta 82, denumit Calculatoare încete, am vorbit despre malware pe iPhone, calculatoare încete și prize deștepte. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută! Ne mai auzim pe data viitoare. Pa, pa! Numai bine, ciao!